Да, мы на выезде из Бендер в сторону Каушан встретили Сержу Литвиненко, депутата ПАС. Что вы здесь делаете? Здравствуйте. Ну и мониторизуем ситуацию, ку приверила вотаря cetățenilor noștri care locuiesc în stânga Nistrului, ne uităm ca să nu fie admisi fraude majore și să nu se întâmple acel scenariu pe care îl are în minte Igor Dodon să cumpere 70.000 de voturi din această regiune. Au fost identificate foarte multe cazuri de trecere multiplă a doua, a treia, a patra oară a mașinilor. De obicei mașini care transportă 7 persoane, lucru care în principiu este ilegal pentru că Comisia Electorală Centrală a stabilit cu titlul de principiu faptul că transportarea organizată în interes concurentului electoral sau de către terți în folos unui concurent electoral este o chestiune care afectează principiile alegerilor libere și corecte. Comisia Electorală Centrală a stabilit lucrul ăsta într-o hotărâre din 2020. Indiferent a luat acum ce cu hotărâre civilară, nu a luat, în momentul în care a stabilit aceste raționamente cu titlul de principiu, ele urmează să se aplice și pe viitor, indiferent încă o dată dacă ce cu... Откуда у вас уверенность, что они едут именно на выборы? Например, едет машина 2-3 раза, допустим, и что? С одними и теми же номерами. Может, он там на рынок людей перевозит? 4-5 раз, да? На рынок. Colegii noștri, locatarii de aici din Hagimu, s-au văzut cum oamenilor le plătește chiar la 300 de metri de secția de votare. Este video? Nu este video, este declarația doamnei, dar sunt poze. Asta este un caz. Alt caz, când cineva chiar a fotografiat momentul când persoanele intră într-un automobil și lor li se dau banii. Deci este vorba de o fraudare. Încă o dată, poziția noastră, ca să fie foarte clară, nu este nicio problemă. Dimpotrivă, noi considerăm că este corect și legal ca oamenii să vină să voteze doar dacă votul este liber exprimat, așa cum prevede Constituția, codul electoral, dar este cu totul altceva când vorbim de o cumpărare masivă a voturilor. Lucrul ăsta nu este legal, nu este corect, nu este constituțional. Asta nu este altceva decât o fraudă și pentru această fraudă, după alegeri, cei care au comis-o, cei care au coordonat-o, urmează să poartă răspundere. Кто по вашим данным покупает и почем? Igor Dodon este cel mai mare cumpărător. Probabil că mai cumpără șor, nu știu, și împart voturile unul altuia, dar evident că Igor Dodon este beneficiarul acestei cumpărări masive a voturilor din regiunea Transnistreană. De ce el, откуда уверенность, доказательства? Ну почему Dodon, почему кто-то другой, почему там, не знаю, не какая-то правая партия, например? Nu sunt întrebări provocatoare sau chiar întrebați pe bune? Dacă sunt întrebări provocatoare, eu la întrebări provocatoare nu răspund. Dar de ce Igor Dodon? Este clar, Igor Dodon a cumpărat voturi în 2016, Igor Dodon a cumpărat voturi în 2019 împreună cu Plahotniuc, Igor Dodon a cumpărat voturi în 2020 atât în turul 1 și turul 2, Igor Dodon cumpără și acum voturi cu 25 de dolari. Am înțeles că suma care este introdus în devizul de cheltuieli este mai mare și cel mai probabil Igor Dodon, ca de obicei, și din banii care i-au fost alocați pentru a cumpăra voturi, își mai cumpără aceste voturi, mai fură niște banii alocați pentru a cumpăra voturi. Ok, mulțumesc!